Ok, salutare mineri, sau cum vreți voi să vă zic, salutare vizualizatori. Da, aici avem canalul lui Cosmin, dați un subscribe, un like la videouri, are Minecraft, co-op-ul, MV3, are Let's Play Minecraft și unele chestii care au venit pe parcurs, chestii de-astea. Da, și acest Cosmin și-a făcut un blog pe care a postat chestii destul de drăguțe, cum ar fi acest f.lux, software, chestii de-astea. Deci, f.lux e un software care, uitați, Better Lighting for Your Computer. Adică face în calculatorul dumneavoastră, calculatorul vostru, vă face lumina, deci când vine noaptea o dă mai, dă lightning-ul mai mic și de dimineață îl dă mai puternic și înțelegeți voi. Și să vi-l arăt imediat. Trebuie să dai decât un click pe el. Uitați-l. Deci pot să dau așa și să vedem 24 de hour, 24 hour preview. Vedeți? Face așa de ar fi de dimineață. Și tot așa noaptea, înțelegeți voi, stați puțin, să schimb ceva din setări slow, done. Merge încet. Înțelegeți? Da. Iar el e acum aici. Când are decât 3400 de K. Care habar n-am ce înseamnă. Da, deci un fel de better lighting și chestii de lightning și chestii de astea. Aici un comentariu de la mine. Faceți-vă, deci dați autentificare și vă conectați cu contul de Google sau de YouTube, înțelegeți voi? Da. Eu nu fac asta acum. Introducerea. Bine m-am găsit pe blogul lui Complicatu. De ce tocmai Complicatu? Nu știu, e complicat. Na, se ia de la început. Bine v-am regăsit pe blogul lui Complicatu. De ce tocmai Complicatu? Nu știu, e complicat. Sincer, nu știu unde se îndreaptă acest blog, înspre ce gen, dar aș dori să discutăm o mulțime de chestii interesante, amuzante sau poate chiar înfricoșătoare. Cam atât pentru prima postare, deci ne vedem data viitoare cu un subiect, sper eu, interesant. Tetris. Ei bine, când eram eu mic, era un joc incredibil. Cred că încă mai e. Și anume Tetris. Un prieten mi-a dat un site unde poți juca Tetris online cu multe stiluri de joc incredibile. www.tetrisfriends.com. Acesta este site-ul. Mie îmi place foarte mult. Joc de obicei cu prietenii la arenă și mi se pare extraordinar. Cum dacă trimiți mai multe linii, ca să zic așa, lui îi ridică cuburile și dacă bifezi itemele, poți lua speluri cu care să le ataci sau să-ți faci ție un lucru bun, ca să zic așa. Sper să vă distrați jucând, pentru că nu e un joc complicat. Și f.lux. Vă salut, dragi prieteni, astăzi vreau să vă arăt un program, o aplicație foarte interesantă și foarte folositoare. Și este și pentru Windows, Mac, Linux și iPhone. Aplicația se numește f.lux. Și este foarte bună pentru ochi. Ca să nu ne mai lungim atât de mult, aplicația folosește locația ta pe care o setezi deschizând aplicația Settings și Geolocation. Introduceți localitatea și copiați acel cod și noaptea reduce intensitatea culorilor pentru a nu deranja ochii foarte tare. Pot spune că la miezul nopții am dezactivat aplicația și chiar a fost deranjat la ochi. Vă recomand această aplicație cu foarte mult drag, pe care sper să o folosiți pentru că este bună pentru sănătatea voastră. Da, deci cam atât v-am arătat, dați autentificare aici. Vă logați cu contul de Google sau cu contul de YouTube, e același lucru. Și până data viitoare eu am fost Legendary Miner. Și aș zice vă salut, dar nu vreau. Pentru că mi-e doar să filmez și nu mai am în ce să filmez. Adică, fiare, ce să filmez eu de aici? Frozen Throne, fii serios! Minecraft, fii serios acum! Da, asta nu-i tot ecranul. Mai am și Team Fortress 2 aici și Warcraft 3 aici, care nu-mi place. Steam aici, dar hai să filmăm în Steam. Bine, uite, filmăm în Steam.
Am glumit, nu filmează Steam. Ok, deci. Fuck me. Ups, am scos-o din ecran. Dacă nu vreau să pătrălească. Tan 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 tan. Da, am să mă joc niște TF2 după. Sau poate intre Cosmin. Și fac acest video doar pentru ca să-l susțin. Ok, deci până data viitoare am fost Legendary Miner și vă salut. Ciao.